Salutare, bine ați venit! Eu sunt Dan pentru Azi de Gage și vreau să discutăm în acest video despre lansarea Netflix în România. Fără mare tantam, la începutul 2016 s-a lansat și în România cel mai mare serviciu de streaming online pe care poți vedea grămadă de filme și de seriale când vrei tu, cum vrei tu, fără reclame și pe ce dispozitiv vrei tu. Și două persoane se pot uita simultan dacă ai contul de 10 euro. E, și e, mare chestie până la urmă. Dar, de fapt, este mare chestie, asta, e primul lucru pe care vreau să-l spun. Multe lume nu realizează, dar totuși genul ăsta de serviciu este la mare, mare distanță de ce avem noi în prezent și anume, în principal, televiziunea. Că tot românul este abonat la un program de televiziune, la un pachet de canale TV prin cablu, de obicei, care costă undeva între 20 și 50-60 de lei și care oferă, în general. 90% mizerii la care nu te uiți niciodată și 10% canale la care te uiți, dar care sunt încărcate până la refuz cu reclame. Deci, cu asta trebuie să comparăm. Calitatea față de televiziune, calitatea serviciului, conținutul față de televiziunea pe care o avem. Nu cred că are sens să comparăm cu alte servicii de streaming online în România, pentru că mai există câteva, dar suntem la mare distanță cu Netflix față de aceste servicii. Oricum, ideea este că reacția generală pe internet a fost una negativă, am eu impresia, și asta m-a făcut să vreau să, am și eu, să spun și eu ce am de spus legat de chestia asta, pentru că mi se pare foarte nedreaptă reacția asta a românului Cărcotaș. Mă rog, reacția aia nu e nedreaptă. E faptul în sine că românii au această reacție negativă este nedrept pentru acest serviciu care până la urmă vine și ne dă pe tavă o chestie foarte tare la un preț care nu e deloc mare. Asta vreau să discut și prețul, pentru că e unul din subiecte, deci vreau să discut despre conținut, despre calitate și despre preț. Astea sunt cele trei chestii pe care vreau să le abordez. Deci hai să ne uităm un pic așa la cum arată serviciu. Este aici. Deci n-ai zice că e mare lucru, nu? O, o pagină din asta așa cu imagini din filme cu prezentarea filmelor, a serialelor, mare chestie. De fapt, ăsta este un sistem foarte deștept care învață preferințele tale și îți face recomandări în funcție de la ce te uitat. Și ține minte, serviciul să ține minte unde ai rămas, de exemplu, pe un dispozitiv la minutul 54 dintr-un film și poți să rei de acolo pe un alt dispozitiv, ține minte ce ai văzut la ce episod ești dintr-un deci, serial. E un soft destul de deștept, de fapt, pe care nu are sens să-l compar cu ce se întâmplă atunci când vii tu cu sticul de 16 GB din, și te plin cu el între calculator și Smart TV ca să vezi un episod și un film. E totuși e o mare chestie, dar hai să le luăm pe rând. Deci prima chestie care trebuie discutată este faptul că serviciul în acest moment nu are subtitrări în limba română. Și asta e fost primul subiect de scandal. Oh, cum adică vreau să dăm 45 lei pe lună și voi nu aveți subtitrări în limba română? Stați oameni buni, că nu s-a făcut niciun mare tantam de această lansare. Deci a fost o lansare la nivel internațional, în 120 de țări simultan, care are de-a face cu faptul că Netflix a reușit să negocieze și să cumpere drepturile de difuzare în aceste țări. Și acum Netflix este disponibil în, atât, în nu știu câte țări, 120, de fapt știu câte, 120, inclusiv la noi în țară. Și vă promit eu că vor urma subtitrări, pentru că nu sunt tâmpiți să apuce să cumpere drepturi de difuzare pentru ca apoi să se adreseze unei minorități, unui 5% din populație. Adică cât sunt oamenii care să uită relaxați, mulțumiți, fără să facă un efort la filme și la seriale în engleza americanească, care e cu slang, oralitate, se vorbește rapid, se vorbește repede, mult și repede. Vrei să te relaxezi când te uiți la un film, nu? Puțini oameni știu engleză la nivelul ăla, încât să se uite relaxați la un film fără subtitrare în limba română. Deci nu sunt tâmpiți ori să pună subtitrare, vreau să vă spun doar aveți răbdare tuturor celor care zbiară pe internet, că nu se poate că nu au subtitrare, da, în acest moment nu au subtitrare, dar vă promit eu că se bage, nu e greu. Lansarea asta la nivel internațional presupune multe eforturi și multe probleme, iar subtitrarea cred că nu e deloc cel mai mare dintre ele, pentru că e plin de traducători care lucrează pe mai nimic, nu, nu, chiar nu e o mare problemă asta, vor apărea subtitrări. A doua chestie este conținutul, toți și s-au uitat, toți cărcotați și s-au uitat acolo 5 minute și a, n-are cu tare serial, n-are cu tare film, n-are cu tare nu știu ce, dar cine are mă tot, stai puțin, când te uiți la televizor, cu ce compari tu? De fapt aici sunt două chestii de discutat, în primul rând comparația cu televizorul, conținutul este la calitate mai bună decât filme, filmele, de, decât acele posturi HD de la noi. Dar asta o să discut separat despre calitate. Și conținutul are sens să comparăm ce vedem la televizor și felul cum vedem la televizor între reclame și la ore fixe. Trebuie să fii la șapte acasă ca să prinzi episodul, altfel l-ai pierdut. Cu faptul că pe Netflix poți să te uiți, ai acces la mii și mii de filme și de seriale când vrei tu, cum vrei tu și cât vrei tu. Adică dacă vrei să vezi un sezon întreg într-un weekend, poți să faci chestia asta, nu te ține nimeni. Și da, nu sunt filmele apărute al artei la cinematograf, dar unde sunt filmele apărute al... A, ah, pe torente. Asta e alt subiect de discutat. Deci, părerea mea este că conținutul este destul de mult, adică e plin de filme și de seriale pe care îți promit eu că nu le-ai văzut, n-ai cum să fi văzut tot ce e acolo și care sunt foarte bune și merită văzute. Iar comparația cu torentele este nedreaptă. Adică am văzut comentarii de genul, ia să vedem dacă mai pornește jucăria asta. Deci, am văzut comentarii de genul total idioțești, gen... Uh, uh, 8 euro pe lună? Ha, 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 este, fi, mai, este, fix cu 8 euro mai scump decât torentele. Adică, pe cuvânt, este cu fix cu 8 euro mai scump decât torentele. Când vezi o idioțenie din asta, prima reacție este să nu bagi în seamă. Nu, ce naibii vorbesc ăștia aici. Dar problema este că, da, aici undeva, gen, că, un individ, Jim, 8 euro pe lună, ce tare! deci doar cu 8 euro mai scump decât FileList, care FileList e un site de torente. Reacția este ok, ăsta e un idiot, nu are sens să te ceri cu el, nu? Adică ce sens are? Dar realitatea este că, băi, noi avem foarte mulți oameni, suntem o țară mai înapoiată și avem foarte mulți oameni, o generație întreagă de indivizi care au crescut numai cu discurs arse și cu sticuri sebe și cu torente și oamenii ăștia nu prea înțeleg cum vine treaba. În primul rând pirateria e ilegală, da? Nu vreau să fiu un lupul moralist, toți am mai downloadat, dar e cazul să o lăsăm mai moale și să renunțăm, pentru că, în primul rând, nu mai avem motive să o facem și, în al doilea rând, totuși, este ilegal. Adică, de ce spun că nu mai avem motive? Pentru că, cu 22 de lei pe lună, îți de la Google Music Play toată muzica din lume, 22 de lei pe lună, și cu 45 de lei pe lună ții grămadă de filme și de seriale de la Netflix. Da, știu, nu sunt subtitrări, ori să apară. Deci mai ușor cu fazele astea, că nu are sens. Și în al doilea rând, notăreștii, nu înțeleg un lucru. Pirateria, de fapt, nu e gratuită poate pare acum, adică să-i puțin ce vreți să Da, biraderia nu e gratuită, îmi pare rău. Presupune, în primul rând, un cost în timp. În loc să vii acasă, să apeși un buton pe telecomandă și să începi să te uiți la ceva, tu stai chincit deasupra calculatorului, dai scroll pe o listă de aia de text nesfârșite ca să găsești episodul care îți trebuie ție, dimensiunea care îți trebuie ție, formatul, subtitrarea care îți trebuie ție, până descarci. Da, știu să descarcă instantaneu, ca ai cel mai tare internet, dar până descarci, până scripă un stick sau ce dracu faci tu acolo, individul care a pornit Netflix-ul deja e la jumatea filmului sau a episodului. E un cost în timp că îl apreciez sau nu timpul costă, e cel mai scump lucru de pe lumea asta. Și apoi un cost efectiv în bani, dar știu că poți să vii cu sticlul de 16 giga și să faci la stilul cel mai căcăcios, pui un film, un episod pe un stick, te duci cu el la televizor, dar la un moment dat te saturi chestia asta, adică vrei tu ceva, o experiență mai ca Netflix, așa, cu o bibliotecă media, cu un player media care ți organizează biblioteca frumos, nu? E bine, când te apuci să faci chestia asta, deja te apuci să investești într-un hard disk, dai 5 milioane pe un hard disk de la de 3 tera ca să-ți păstrezi colecția te-a pus să-ți lași calculatorul peste noapte pornit ca să faci SID și rație. E bine, și ce se întâmplă? Făți un calcul simplu. Cât curent îți mănâncă calculatorul a lăsat tot timpul pornit? 2 kW pe zi? Cât înseamnă asta? Câțiva euro pe lună, nu? E, hard disk-ul de nu știu câți tera pe care l-ai cumpărat cu 5 milioane. E, în cât timp își amortizează banii? Să zicem că te ține 5 ani, asta înseamnă 100 de euro pe an, asta înseamnă cât? 2 euro pe lună. Deci să ai puțin, am ajuns deja la mai bine de jumătate din prețul abonamentului Netflix, nu? Plus efortul de a downloada și de a organiza biblioteca aia media, când poți să apeși pe un buton și pac, ai totul acolo cu 8 euro sau cu 10 euro, dacă vrei, varianta HD. Adică ideea asta că, oh, am pădăgeaba, de ce proști ăștia că de bani pe filme... Fără să fiu lupul moralist încă o dată începe să nu mai renteze să fii cu pirateria. Începe să nu mai fie efectiv rentabil. În primul rând că te costă niște bani iar acești 45 lei pe lună nu sunt în comparație cu 0 lei. Cât crezi tu că e pirateria. Sunt în comparație cu niște euro. A fost calculul, să vezi că, de fapt, cum ziceam. În fine, și mai e o chestie pe care care mă deranjează și pe care am văzut-o la ăștia. Lumea comentează tot timpul aiurea despre calitate, că am văzut oameni care, oh, se vede nașpa, e oribil, e nasul este... A, stai că nu vrea să mai pornească asta acum, nu știu de ce. Voiam să vă mai arăt pe internet niște chestii, dar văd că nu vrea să mai pornească. În fine, Lasă așa. Uh, vă povestesc ce am aici, că vă că nu vrea să pornească. Deci, indivizi care au testat și 5 minute pe browser Netflix-ul, fiindcă e gratuit 30 de zile, poți să îl încerci, uh, s-au apucat să comenteze pe internet că se vede mizerabil, se vede oribil. Adevărul e că da, poți să ai, ai un... Când te uiți în browser, poți să dai control Alt Shift D sau S și vezi bitrate-ul și bitrate-ul era 2300 de kilobits la video și 64 de kilobits la audio. Mizerie, mizerie într-adevăr. Dar uitați care e faza. Uh, în Chrome și în Firefox merge doar la 720p, nu știu de ce, ceva cu HTML5, deși nu înțeleg că YouTube-ul merge în 4K în HTML5, ah, în fin. Deci, uh, uitați că acum a vrut să pornească, deci comentarii de genul, că nu o să, pe Hoinaru, că nu o să combată pirateria. Eu cred că o să combată pirateria la modul că începe să nu mai fie rentabilă pirateria deja sau aici la Manafu, în stil trolistic, așa face mișto, cu 10 motive pentru care nu merită să, că e mai scump decât nu ies, nu e adevăr, nu e mai scump decât nu ies, adică chiar ținând cont de toate taxele enorme de vânzare care sunt la noi în țară și în Europa în general, nu e mai scump decât nu ies. Are puțin conținut, are mult conținut și o să aibă tot mai mult conținut și stai puțin, cu ce compari, unde există tot conținutul? Da, nu, el face la mișto chestia asta aici, deci... Oricum, calitatea. Pe browser, în calculator, se vede prost. Vă recomand să evitați. Există posibilitatea să vezi cu Internet Explorer, care îți permite să vezi la full HD. Am testat, tot prost se vede. Este mai bine, dar tot prost. Tot acele degradeuri de culoare de pe fundaluri fac dungi. Vă recomand să evitați pentru Windows 8 și Windows 10 există aplicație Netflix care poate fi descărcată și poate fi folosită. Dacă ești cu Windows 7, cum sunt eu, vă recomand să evitați calculatorul complet folosiți aplicația de Netflix din Smart TV, toată lumea are Smart TV-uri sau aproape toată lumea are, în fine, deci poți să folosești, se vede mult mai bine, ai sunet 5.1 și calitatea este mult mai bună, ai 1080p imediat, după 30 de secunde de buffering, filmul pornește imediat la rezoluție mică și după 30 de secunde deja atinge 1080p, care pe calculator cu Chrome și cu Mozilla nu există. Și calitatea este foarte bună, adică vă spun că am testat cu un televizor mare, cu diagonală la 140, foarte de aproape, privind, nu există pixelare. N-am să spun acum că este exact ca Blu-ray-ul, dar cu ce comparăm? Este o calitate foarte bună, mai bună decât televiziunea HD la care avem noi dispoziție, la care avem noi acces, pardon. Iar prețul, o altă chestie de care face toată lumea scandal, 45 de euro e prea mult? Este mai scump decât în America? Nu, nu este mai scump decât în America. Este prea scump pentru salariile noastre? Cu ce comparați, frate? Cu pirateria? Am discutat, nu e gratuită. În fine, uh, hai să comparăm cinstit cu televiziunea. Cât plătim pe televiziune? 20 de lei cel mai mic abonament? 50-60 de lei cel mai mare abonament? Ce conține pachetul ăla de la televiziune? Tot felul de tâmpenii? Câteva canale la care totuși ne uităm în ritmul lor, cum ne propun ei să vedem și cu multe reclame? Adică dacă la televiziune dai 30-40 de lei pe lună, nu înțeleg de ce 45 de lei pe lună la Netflix e prea scump. A, că sunt încă 45. Tu decizi. Sunt două, sunt două servicii concurente. Tu decizi dacă vrei să te uiți la o oră de film și cu o jumătate de oră de reclame pe programe TV și la ce film vor ei sau fără reclame pe Netflix când vrei tu, cum vrei tu. Fără niciun pic de reclame și cum ziceam... Deci nu este scump 45 de lei, iar țineți cont de faptul că ei vor adăuga în continuare tot mai mult conținut la aceiași bani. Deci prețul același va rămâne sau e posibil să mai și scadă. Bine, l-au mai și crescut din când în când uneori, <gătări> dar asta e altă poveste. 45 de lei nu e mult, adică dacă da, eu dau 30 de lei pe televiziune și nu mă uit aproape niciodată. Dacă cobor la abonamentul minim la televizor, am mai scalvat 10-15 lei, nu știu. Am internet un gigabit pe care oricum e ridicol de mult. Dacă mai reduc și de acolo și mai tai încă 20 de lei și de la internet, deja am scos aproape abonamentul de Netflix. Oamenii sunt dispuși să dea bani pe aproape aceleași sume pe servicii de calitate mai proaste. Deci de ce e Netflix mai scump? Nu, nu, nu e, nu e mai scump. Astea doar cărcoteli. Cred că este foarte bine că avem și noi Netflix în România. Cred că e o mare chestie. Este un serviciu extraordinar. Merităm și noi să avem în sfârșit, să fim și noi în rândul lumii. Vor apărea subtitrări. Cred că în 5 ani de zile pirateria va deveni irelevantă. Pentru că nu mai rentează. Nu vorbim acum că, o, ce să spunem, pirateria e ilegală sau mă știu eu ce. Lăsând complet de deoparte toată treaba asta cu ilegalitatea și cu babau, vine babau, pur și simplu începe să nu mai fie rentabilă. Și da, nu sunt subtitrări. Nu sunt subtitrări, așa este. Vor apărea subtitrări. Sigur, toate punctele mele devin mult mai interesante în momentul în care, într-adevăr, vor fi apărut subtitrările. Deocamdată ele nu sunt. Considerați că Netflix nu s-a lansat încă, dacă depindeți de subtitrări. Așteptați până când vor să apară, vă promit eu că vor să apară. Vor apărea subtitrări, va apărea tot mai mult conținut. Calitatea este foarte bună. În opinia mea, merită. Eu sunt Dan, dacă v-a plăcut acest video, dați un like, un subscribe. Sunt curios să aud părerea voastră despre toată chestia asta cu Netflix-ul. Acum vă spun la revedere și să auzim de bine. Bye!